Venit. Cristi, deja ne-am pupat mai devreme. Da, bine ai venit. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Ziceai că poți să vorbești 5 minute, 10 minute, o oră despre Eu tine. Pot să vorbesc și 24 de ore în continuu dacă mă lași. Dar știu că avem decât câteva minute la dispoziție. Așa este. Nu știam, tu ești mamă? Fica mea face 10 ani în curând. Bravo! Adică se uită lumea la tine și n-ar zice. Am văzut o postare de-a ta în care povestești cumva viața ta, începutul și sfârșitul unei povești de dragoste. În viață cam tot ce e frumos se termină la un moment dat, dar... Tot? Poftim? Tot? Nu, uite, eu de exemplu, cu fostul meu soț am rămas în niște relații extraordinare. Suntem cei mai buni prieteni în momentul de față. Și v-ați dat seama de ce atunci nu merge așa cum a merge? Pentru că ne-am maturizat, cred. Noi am fost împreună de când aveam 19 ani. Am înțeles. Și cred că la vârsta aia încă nu prea știi cu ce se mănâncă o relație. Am evoluat diferit. În ce țară erai atunci când ați fost căsătoriți? Ne-am căsătorit în România și apoi am plecat la Paris împreună. Am stat câțiva ani acolo, el s-a întors, m-am întors și eu după 2 ani, dar ne-am dat seama că drumurile noastre nu mai sunt paralele. Poate că în cauza aceea să fi fost problema, adică în momentul în care el a stat... Probabil. Știi cum e? Distanța uneori te lasă pe tine să fii cu tine și cred că e cel mai important lucru înainte să intri într-o relație să te cunoști tu pe tine mai întâi. Cred că la 19 ani noi nu ne cunoșteam încă atât de bine noi pe noi și cred că acum asta este cea mai bună relație pe care am putea foarte să o avem. Frumos. Suntem părinți, suntem prieteni foarte bune. Te-ai întors cu copil cu tot, nu? Evident, doar nu-l lăsa mamanet pe acolo. Foarte frumos. Bun. Da, ea s-a adaptat foarte repede aici, deși avea 2 ani când am plecat la Paris. Încă mai are așa niște reminescențe și niște nostalgii și niște melancolii, dar... Tu n-ai plânge după Paris? Ei, în dar locul merge ei? În vacanță la bunica tot timpul, așa că nu e chiar atât de mare tragedia. E adevărat. Dar uite că din toate experiențele astea de viață, ca și piesa pe care am cântat-o la voi data trecută, toate experiențele de viață îmi dau material de scris. De exemplu, teatrul 2 a avut legătură cu povestea despre care vorbim noi? O să aflați treaba asta așa în ansamblu, în momentul când o să iasă albumul. Tot albumul este povestea mea din ultimii 10 ani. Și fiecare piesă reprezintă o etapă, un episod care a marcat existența mea ca femeie, ca om, ca artist, ca imigrant. Și în momentul ăla tot o să capete sens, în momentul în care o să iasă albumul. Bun, după o viață acolo în Franța, cum pare aici? Cum ți place mai mult aici decât acolo? Cum te simți? Știi că unii se întorc și... Cred că o să fie altfel acasă, că depărtarea idilizează lucrurile. Cred că eu sunt un caz foarte fericit. Eu sunt foarte norocoasă de felul meu, am fost toată viața norocoasă. Pentru mine întoarcerea în România a însemnat un nou început. Eu am simțit că trăiesc cu adevărat în momentul în care am venit în România, pentru că mie țara asta mi-a dat șansa să fac ceea ce fac acum. Adică să fac muzica mea, să scriu, să produc, să tot ce ține de partea asta artistică. Și știu, sunt conștientă că mi-ar fi fost de 1000 de ori, dacă nu de 1.000.000 de ori mai greu să reușesc treaba asta în Franța. Pentru că una e să scrii în limba ta, pe care o simți, și una e să scrii într-o limbă străină. Eu când am început blogul, am scris 2 ani de zile în engleză pentru că aveam public în Franța. Dar după o vreme mi-am dat seama că simt nevoia să scriu în limba mea. De aceea și albumul, care va avea 11 piese, este în totalitate în română. Felicitări! Romanița, doamnelor și domnilor, o apariție pe care ați văzut-o la noi în emisiune, recomandată de Mihai.